Ai auzit, nu? Care este, Nu. de fapt, soluția cu vila aceea de pe aviatorilor? Păi stați că ajungem și acolo, dar care e? Soluția e foarte simplă, să cred că un nu, independent. Presa n-a înțeles bine. Așa. În clădirea aceea se va muta viitorul președinte, iar Palatul Cotroceni îi va rămâne lui Iohannis. Nu, nu, n-a spus asta. Te rog, nu spune, nu. De ce? S-a obișnuit acolo. De ce să-l muți de acolo? Adică, eu cred... Cred că e o soluție mai bună până la urmă, că nu mai sunt atâtea mutări, se mai mută omul, are și el pe acolo. Nu? Ești de acord cu ce mine? Ce ar putea să aibă în afară de BMW la Cotroceni? Cred că nu s-a dus cu nimic. Ești... Dacă Iohannis s-a dus cu o singură foaie la Cotroceni, deci eu îmi pun gâtul jos. Ești de acord total cu de mine? Acord. Bă, da, o soluție bună o soluție. De la un om care, mă rog, are atâta experiență da. Politică și nu, de viață. În plus, m-aș bucura foarte mult ca legea pe care am dat-o eu în 2001 pentru foștii șefi de stat, da. Să îi fie aplicată și lui Iohannis, pentru că merită în felul în care s-a purtat corect. Cu mine, și, de exemplu, e un exact, că va retra și aia și până la urmă... Sigur, și el ar beneficia de legea pe care ați dat-o dumneavoastră. Legea pe care am dat-o atunci, într-adevăr, da. Nu-l viza pe el, era cam de vreme. Dar era dată în 2001 pentru Emil Constantinescu, care altfel ar fi trebuit să Ion meargă... Iliescu. Și pentru Ion Iliescu, dar el n-a beneficiat. Nu, n-a beneficiat că a stat în casa în casa, care a stat. Da, da. Și pentru regele Mihai. Uh-huh. Pentru că Palatul Elisabeta i-a fost acordat prin această formulă. El a fost șef al statului în perioada războiului până în 1947. Și deci asta am făcut. Iar acum, sigur... Asta ar fi o soluție foarte bună, să vă spun și de ce. Omul odată nu mai e obligat să se mute. Da. Plus că are antrenor de tenis, că nu, noi avem copii. Are acolo are, tot ce trebuie. Are tot ce trebuie acolo, are la și bazin, are piscină plus acolo. Că i s-a mai spus și Maharajahul, împăratul, și având în vedere că la Cotroceni totuși este făcut de regii da. României stabilimentul, ar fi cumva îndreptățit să are rămână. Are și o biserică ortodoxă acolo în curte. Dar el nu e ortodox. Are importanță. Dar poate să schimbe biserica, domnule prim-ministru. Asta, da, se poate. Adică se poate schimba biserica... S-au schimbat atâtea da. Biserici în vremea da. Prigoanei comuniste. S-au făcut toate biserici sau absolut. Nu? Deci, nu mai știu. Cred că într-un principiu s-au mai făcut. De multe, da. Bun, e foarte bună ideea. Dar totuși, dumneavoastră care a fost pățit cu patru case, acum de la șase în sus se discută și se poate pune o etichetă de felul ăsta. Cum vedeți atribuirea acestui spațiu? Astăzi îl auzeam pe unul de la PNL, cum cheamă la Stroie, care a apărut în pandemie în chiloți. Și zice, doamne, dar ce speculație asta? De unde știți că e al lui Iohannis? Zic, Stroie, cred că nu e al lui Iohannis, cred că e al lui mami. Adică, părerea mea cât este... tu pe o să ai să spui? Nu, eu cred că băieții ăștia de la Cotroceni, da? Din jurul lui Iohannis, ne cred proști pe toți. Deci, comunicatul pe care l-au dat, că Iohannis... N-a cerut nici subină. Nu are nu știe. Da, în primul rând, asta, da. Cererea nu poate fi făcută de un președinte în exercițiu. În funcție, cererea corect. Pentru o locuință de genul ăsta, în baza legii din 2001, nu poate fi făcută decât de un fost președinte. Ori deocamdată adică Iohannis după ce nu Iohannis, este nu mai este în funcție, nu mai este așa în exercițiu. El nu putea să facă... Până nu înțelegeți că Stroie ăsta făcea speculații și că au spus cei de la Cotroceni că n-au cerut? Bă, adică tupeul de ăsta ordinar, eu l-aș scoate din politică astăzi, dacă s-ar întâmpla, dacă nu, aș putea, dar nu este, după părerea mea, este deranjant faptul că ne cred proști. Nu. Deci, nu știu dacă ne cred, ne prostesc. Ne prostesc eu, în față. Eu cred aici că este și vina lui, și vina lui Marcel Ciolacu. Nu cred, nu cred. Pentru că eu cred că s-a discutat despre povestea asta și, sigur, ea rămâne deocamdată într-o formulă de angajament în cadrul unei înțelegeri mai largi și, practic, n-are cum să iasă din această chestiune care este extravagantă, ca să nu folosesc un alt termen, prin sumele care sunt avute în vedere pentru reparații și construcții acolo. Ori asta dovedește încă o dată disprețul lui Iohannis pentru cei care l-au ales și cei care nu l-au ales în deci mai mult decât că nu se gândește, ci e vorba de dispreț. Nu-i pasă, da. Nu-i pasă. Nu, pe, nu mai mult decât nu a spus asta. Adică dispreț.
Bun, și Marcel Ciolacu ar putea să vină astăzi, mâine, să oprească lucrările. Nu? REAPPS-ul este la guvern, nu este la noi. La noi doi. Da, el poate să spună următorul lucru. Domne, clădirea asta, noi o gândim acum pentru viitorul guvernator făcut al Victor, României. Victor Ponta cu... Poftiți? Viitorul guvernator al României. Cine e viitorul guvernator? Nu știu, dintr-o care țară sau alta. Nu știu, da, cine va fi. Nu, cum a făcut Victor Ponta și l-a lăsat pe cel care nu se spune numele, fără casa din Dante. Ați uitat, da? Da, da, i-a dat totuși o vilă. Păi nu mai e nici acolo că s-a dovedit colaborator. Uite sau așa, dacă se dovedește domne, și la domnul Iohannis. Eu cred că e o poveste pe care totuși va trebui să o discutăm. Am văzut că de curând cineva care era invitat la o emisiune spunea foarte clar... V-am rugat să nu vă mai uitați la alte emisiuni. Da, mă rog. Am greșit. Da. Dar am văzut, apropo, fusese declarat colaborator sau ceva de genul ăsta, da, al securității, spunea, domnule, eu n-am trădat România. În ordine, dar atunci asta se aplică, povestea asta se aplică pentru cei mai mulți dintre cei care au lucrat cu securitatea pe zona externă. Și atunci tot mecanismul ăsta până la urmă, care a fost bine sau rău construit în România în ultimii ani, înseamnă că nu a avut sens. Dacă, pentru că până la urmă și Treambăsescu poate să spună același lucru. Nu e vorba de trădare, ci e vorba de felul în care te-ai raportat. Nu-mi propun să discut subiectul ăsta. Nu, dar ca idee, apropo de asta. Ideea... Stai un pic că n-am trădat țara. Da. Da. Bun, până la urmă... Păi asta de colaborator al securității nu presupune că ai trădat sau nu ai trădat țara. E o altă problemă, dar închid subiectul ăsta, că nu vreau să-l dezvolt. Oricum, în ceea ce privește pe Iohannis, el își încheie urât mandatul și practic dă sentimentul că a oferit țării până la urmă singurele obiective pentru de urmărit la final de mandat, și anume o slujbă pentru el și o casă pentru el, un palat. Deci este... Credeți că va obține slujba asta, domnule prim-ministru? El face ceea ce unii oameni politici din țară sau din afară au făcut adeseori. Atunci când există un loc liber într-o organizație internațională, candidează. De obicei, din prima nu sunt aleși, dar după aceea ei își păstrează un anumit credit pentru următoarea etapă. Și se va spune, n-am putut să te rezolvăm acolo, uite, îți oferim să fii pasnic la Uniunea Europeană sau ceva de genul ăsta. Planton. Dar, practic, această fugă din țară mi se pare absolut îngrozitoare. Mă uit pe listele de europarlamentari, toți liderii marcanți ai partidelor fug la Bruxelles. Și rămân aici adolescenții, cum spuneam, și sponsorii care, locali care vor intra pe listele de parlament și vor oferi legile pe care românii le merită.